Știi deja că incidența crește și odată cu ea se înmulțesc și declarațiile autorităților care se văd nevoite să ia măsuri pentru a opri răspândirea virusului. Îți readuc aminte că mai multe localități din jurul Bucureștiului sunt în carantină. Prefectul Capitalei ți-a spus în ce stadiu suntem. Deocamdată măsurile pe care le aplicăm în București sunt cele pe care le știm. Ce am făcut în plus săptămâna aceasta, am discutat cu o serie de autorități pentru a întări controlul în scopul, evident, de a aplica măsurile acestea de siguranță mult mai bine. Și urmează ca duminică să avem un comitet pentru situații de urgență pentru prelungirea măsurilor. Am cerut în acest scop de la DSP propuneri. Propunerea dumneavoastră este ca deocamdată să rămânem în această situație și să continuăm întărirea controlului.